Hello, sunt Maria și astăzi o să vă arăt câteva dintre serialele mele preferate. Da, ok, evident că le-am pe toate aici pentru că nu sunt în stare să țin minte absolut nimic, nici măcar lucruri care simt de mine. Nu le-am pus în nicio ordine clară, să nu vă așteptați să fie genurile la fel sau whatever, nu. E random ca viața mea. Primul serial pe care l-am scris este Hannibal. O să apară undeva pe aici. Practic este un serial în care se întâmplă crime. Personajele principale sunt detectivi și nu numai detectivi, cât, nu știu, profesori de genul în domeniul ăsta sau oricum oameni care lucrează în domeniul crimelor. Și toată tema serialului este cum se întâmplă anumite crime, de ce se întâmplă anumite crime, pattern-urile psihologice ale personajelor care fac acele crime și ce mi-a plăcut foarte mult la el este că îți arată foarte mult pattern-urile psihologice sau, mă rog, gândirea personajelor principale care nu sunt criminali, personajelor care încearcă să observe crimele respective. Nu știu dacă să vă spun asta sau nu. Nu știu dacă e spoiler. O să spun oricum ca să vă fac să vă uitați la acest serial. Personajul principal, care este detectiv, poate să citească, într-un fel sau altul, gândurile criminalilor. Nu este chiar așa cum am zis-o, dar e foarte mișto făcută și recomand 100%. Al doilea este Criminal Minds, care este cam pe aceeași temă cu Hannibal, doar că e puțin diferit de Hannibal pentru că nu ți arată efectiv psihologia și nu se leagă prea așa de mult pe problemele oamenilor, gen personajele principale detectivilor, se leagă mai mult pe de ce criminalii fac ceea ce fac și, în general, în fiecare episod vine o crimă nouă sau odată la două episoade sau ceva din ăsta. Deci e mult mai fast-paced și poți să te uiți la episoade independente. La Hannibal nu poți să faci asta pentru că se leagă toate episoadele și Sherlock Holmes. Sherlock Holmes este... Mi-a câștigat inima din prima de când l-am văzut. Cred că l-am văzut când aveam 14 ani, 13 ani, ceva în genul ăsta. Este extraordinar, l-am văzut 3 ori. Nu știu ce să zic. Dacă nu te-ai uitat la Sherlock Holmes până acum, nu știu ce te-a oprit, pentru că este foarte mișto și e super entertaining pentru niște... Omul ăla este absolut genial, e super carismatic. Eu nici nu știu cum să zic. Dacă n-ai citit cărțile Sherlock Holmes, du-te, citește-le. Și știu că asta este o recomandare de filme, doar că the nerd inside me vrea să mă facă să citesc, deci sunt foarte mișto și serialele și cărțile. Ok, acum vine. Cred că este serialul meu preferat de anul trecut, adică din 2021. Și este o animație făcută în Franța. Animația este absolut genială. Se simte ca și cum ai juca un joc, cel puțin la început. După devine mai pe parte de poveste, poveștile sunt extraordinare, personajele sunt extraordinare. Iubesc din toată inima mea acest serial. Și este și super scurt și cred că apare în câteva luni. Apare 100% în câteva luni și sezonul 2. Este Arcane. Din câte știu eu, este continuare sau o poveste a lui League of Legends. Adică personajele din League of Legends apar în serialul ăsta. Doar că nu trebuie să te joci League of Legends ca să le înțelegi sau ca să-ți placă. Eu nu am nicio treabă cu jocurile video. Dar am adorat, am văzut jumătate din episod în cale, efectiv. Și după am realizat, ok, asta o să fac toată ziua. Și da, asta am făcut toată ziua și l-am terminat toată ziua și după m-am uitat de vreo 3 ori. Deci recomand 100%, toată familia mea s-a uitat la el. Este... Ok, următorul este tot o animație și cred că e un serial de care toată lumea știe, sau dacă nu toată lumea, multă. Este cam de copii, doar că mie mi-a plăcut foarte mult și acum în adolescență, pentru că... Nu știu, e ceva foarte ușor de văzut, doar că e foarte bine făcut. Personajele sunt extraordinare, desenele în sine sunt extraordinare și, da, nu o mai zic prea multe despre el. Este Avatar The Last Airbender. Euforia. Nu știu dacă toată lumea ar trebui să se uite la serialul ăsta. Nu știu ce vârstă aveți cei care vă uitați la canalul meu. Nu știu, este plus 18 ani. Oriunde te-ai uita. Știu o grămadă de persoane care s-au uitat care aveau 15, deci nu e mare lucru și nu se întâmplă multe lucruri, doar că
e puțin violent pe partea sexuală și foarte activ pe partea sexuală, deci... Pentru că asta nu e, nu e o temă centrală, dar este o temă destul de importantă pe care o abordează. Nu știu ce să zic. Dacă nu știi serialul ăsta, îmi pare rău pentru tine. Cred că o să regrezi că nu l-ai văzut până acum. Nu știu, mi-a schimbat cumva percepția asupra multor lucruri. De la droguri până la relații, până la... E foarte mișto. The Fosters este singurul serial cu o familie care mi s-a părut extraordinar. Nu l-am terminat încă, sunt la sezonul 2 și până acum a fost super mișto, extraordinar de mișto. Și nu sunt la sezonul 2 pentru că nu mi-a plăcut destul de mult că să continui să la sezonul 2 pentru că eu nu am timp să mai am la seriale și l-am început foarte recent. Este vorba despre o familie LGBTQ, adică o gen un cuplu de două fete care adoptă copii și adolescenți, în principiu adolescenți, și le... E practic viața adolescenților lor care sunt adoptați și cum se leagă de familie lor de dinainte, cum au anumite traume cu care trebuie să meargă înainte și să și le dezvolte în modul pozitiv, și mi s-a părut foarte mișto pe partea psihologică, dar și pe partea de entertainment. Și... Da, am fost puțin addicted sezonul 1, acum am lăsat-o mai moale, dar asta pentru că mi s-a aglomerat programul. The Queen's Gambit. Toată lumea știe de serialul ăsta. Imaginez că toată lumea știe, dacă nu uite de la el, gen... Supernatural este un serial foarte lung. Nu l-am terminat, pentru că eu nu pot să termin seriale, nu pentru că nu-i bun. Este practic despre niște frați care... Nu o să spun mai multe pentru că se subînțelege din titlu și cred că multă lume știe de el. Dacă nu știi de el, încearcă-l. Este destul de ușor de văzut și se întâmplă o grămadă de chestii în el, mai ales în primul sezon. Stranger Things! Cred că multă lume știe. Again, mama, deci... Acum realizez că eu mă uit la seriale care sunt populare și nu știu dacă e ok să fac asta. Și gen, nu am vrut intenționat să fac asta, dar anyways... Da, Stranger Things este un serial despre un grup de copii, gen de, nu știu dacă sunt liceeni sau din gimnaziu. Unul dintre ei dispare și după dispare într-un underworld, anyways. E puțin supranatural, este și puțin historical. E mișto, efectiv, e mișto vibe-ul, îți dă așa o senzație pe care nu o poți lua de la alt serial. Din punctul meu de vedere. Alice in Borderland, ăsta este super underrated și l-am aflat de la o prietenă care se uită la multe seriale asiatice. Este genial. Sunt niște oameni care se trezesc brusc și fără niciun sens într-un joc video, dar un joc video care replică la exactitate Tokyo. Și pe parcursul jocului trebuie să îndeplinească anumite misiuni ca să-și câștige viața și, practic, după fiecare misiune, și practic fiecare misiune are un număr de vieți, gen un număr de zile pe care poți să le trăiești și cu cât completezi mai multe, cu atât poți să trăiești mai mult în jocul ăla. Și când mori, mori. Adică când ți se termină numărul de vieți, mori. E foarte mișto, foarte te ține în priză, l-am terminat într-o zi, e genial. Death Note. Cum se explică serialul ăsta? La început, da, de fapt pe tot parcursul serialului, dar la început, tema principală este faptul că un băiat găsește un jurnal în care dacă scrie despre moartea cuiva, acel cineva moare. În realitate. Și nu o să spun mai multe pentru că se strică farmecul, dar e foarte mișto. Given este un serial pe care l-am terminat aseară în duș. E super scurt, are și un film. E despre un band, adică o trupă. Nu știu cum se rezum chestia asta, pentru că sunt o grămadă de lucruri pe care le afli pe parcursul serialului și pe parcursul anime-ului meu. O să vă spun cum începe. Practic, un tip care pare super timid și care este super silent în general, este găsit de alt tip care pare destul de rebel pe scările liceului cu corzile de la chitară rupte. Și după ăștia doi încep să... Nu știu, tipul ăla rebel începe să-l ajute pe ăsta,
și ăsta începe să se deschidă și după încep amândoi să crească împreună și e foarte mișto. Și ăla rebelu era deja într-un band și după te duci în alte personaje din bandul ăla care au și ele viețile lor și explică foarte bine relațiile dintre persoane și a... Este 100% LGBTQ, nu cred că este vreo persoană din acel serial straight. Sunt 100% sigură că nu. Și cred că de asta mi-a plăcut așa de mult, pentru că mai nou nu prea îmi plac cuplurile straight, nu știu încă de ce. Dar oricum, e extraordinar cute. Cuplul principal este... Atât am de zis. Ok, ăsta a fost ultimul serial pe care vroiam să-l discut. Clipul ăsta e super scurt. Nu cred că am mai avut până acum un clip atât de scurt și mă simt prost să vorbesc doar atât de puțin, ceea ce e weird. But anyways, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați like, share, subscribe. Știți drill-ul și, nu știu, ne vedem la următorul clip. Dați în comment ce vreți să mai vedeți, pentru că o să rămână în scurt timp, îmi pare de idei. Vă pup, pa!